Liviu Oltenacu, directorul executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Călăraș, a explicat pentru Canal Sud că ajutorul de încălzire reprezintă un sprijin crucial pentru familiile și persoanele singure cu venituri mici din județul Călăraș. Pentru cei care doresc să acceseze această formă de ajutor social care se acordă de către Guvernul României de câțiva ani buni pentru a suplimenta această tranziție pentru persoanele care se află într-un, să zic, grad de sărăcie, și aici putem vorbi de beneficiarii noștri pe care avem la ajutorul social sau alte categorii de persoane care au nevoie de această suplimentare de venituri pentru a-și putea face față sezonului rece, este stabilită pentru a putea beneficia de acest ajutor de încălzire, trebuie să aibă venitul net pe membru de familie mai mic de 1386 de lei, pentru, aici vorbim de componența familiei, și în cazul persoanelor singure de 2053 de lei. Acesta a subliniat că programul de ajutor este menit să acopere parțial cheltuielile cu încălzirea locuințelor pe durata sezonului rece în perioada noiembrie-martie, atunci când temperaturile scăzute pun o presiune suplimentară pe bugetele familiilor cu venituri modeste. Începând cu data de 1 noiembrie, până la data de 31 martie a anului următor, existând și excepții în situația când, prin hotărâri ale Administrației Naționale de Meteorologie, se poate prelungi cu încă o lună acest termen. Oltenacu a detaliat tipurile de combustibili care sunt eligibili pentru ajutorul de încălzire, inclusiv gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, și a explicat că fiecare tip de încălzire are un prag de subvenție diferit, ajustat în funcție de costurile specifice și de veniturile solicitantului. În acest fel, sprijinul este personalizat pentru a răspunde nevoilor specifice fiecărei gospodării din județ. La articolul 7 din legea 226 se este valoarea de referință, adică cât este maximul care se poate acorda. Și aici vorbesc de cei care au venituri până în 200 de lei pe membru de familie, când atunci gradul este de 100%, se compensează, adică nu mai mult de 250 de lei pe lună la gaze naturale, 500 de lei la energie electrică și 320 de lei pe lună la combustibili solizi. În legislația de trecută și ca și acum, pentru ceea ce înseamnă combustibili solizi, acest ajutor se acordă într-o singură tranșă. De asemenea, directorul executiv adjunct a subliniat că procesul de acordare a ajutorului implică depunerea unui dosar complet care trebuie să includă acte de identitate, documente de venit și alte acte doveditoare necesare. Dosarele sunt verificate riguros de către autoritățile locale pentru a asigura transparența și corectitudinea acordării sprijinului. Sunt documente care sunt prevăzute în normele de aplicare a legii și ele se referă la cererea, care este o cerere tip, este un formular tipizat pe care poți să-l completeze la noi fără niciun fel de problemă. Noi am avut grijă ca până în momentul demarării acestei proceduri de depunere a dosarelor să avem tipizatele necesare pentru a nu, să zic, crea un disconfort mai mare persoanelor care doresc. Documentele de identitate titular, și aici mă refer buletin de identitate, carte de identitate sau, mă rog, alte documente care să dovedească această calitate a persoanei, copie după factura de energie termică, gaze naturale și acte doveditoare privind locuința, adică, cum am zis, contractul de vânzare-cumpărare, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere, contractul de închiriere, pentru că este foarte important, contract de comodat, certificat de moștenitor acolo unde este cazul, împuternicire notarială tot unde este cazul. Sunt și situații în care în aceeași locuință stau două familii, adică, și atunci trebuie să facă dovada legală a gospodăririi separate. Adeverință de la asociația de proprietari și acte doveditoare privind componența familiei. Și aici vorbim de certificate de naștere în cazul copiilor, buletin de identitate, soț, soție,
certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, act notarial, ce să mai zic, certificat de deces dacă este cazul, copii hotărâși de cătureasă definitivă de încredințare a copilului pentru sezonul rece 2024-2025, cum este în cazul pensionarilor, trebuie să prezinte talon de pensie, iar talonul de pensie pentru a putea să ia un calcul veniturile care înainte de majorare, adică vorbesc de august. Prin aceste măsuri, Direcția de Asistență Socială Călărașii dorește să asigure un trai decent pe timpul iernii pentru categoriile vulnerabile ale populației, protejându-le astfel de efectele negative ale temperaturilor scăzute și sprijinându-le în gestionarea cheltuielilor de bază pentru încălzire. Permanent avem personal care se ocupă la ghișeu de colectarea acestor date și de verificare într-o primă etapă a eligibilității acestor documente și primăria s-a implicat în mod activ prin celelalte servicii deconcentrate pentru a asigura suplimentarea acestor cantități cu combustibil, vorbesc de combustibil solid, mai ales acolo unde a existat toaletări. Am căutat colegii mei să nu distrugă sau să, în general, să căutăm să refolosim toate aceste elemente pentru în sprijinul cetățenilor din municipiul Călărași.